Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față vom reface vometrul cu 10 LED-uri. Deoarece în clipul precedent, cu mult timp în urmă, făcusem o greșeală în privința tranzistorului PNP BC557. Îl orientasem greșit. În plus, am mărit sensibilitatea pe intrare, deoarece avem 10 LED-uri. Am restrâns componentele pe cablaj, iar vopseaua de pe PCB este neagră, de data aceasta în loc de albastră. După cum se vede, componentele le-am pus în niște cutiuțe în spate, pentru a fi mai ușor în a le așeza pe PCB. Așa că haideți să trecem la asamblarea componentelor pe cablaj. Să începem cu așezarea rezistoarelor. Rezistoare de 4,7 nu am avut suficiente, așa că am pus unele de 2,7. Am testat separat pe breadboard și e tot în regulă și așa. Să lipim deocamdată doar rezistoarele. Să tăiem cu sficul terminalele. Să punem și diodele rapide, 1N4148. Avem grijă la anod și catod. Catodul e notat. Se pot pune și diode redresoare, 1N4001, 4007. Mi-am adus aminte că în cazul acestor tipuri de cablaje de fabrică, componentele precum rezistoarele sau diodele de genul acesta se pot lipi și pe față. Mi-am adus aminte după ce am lipit rezistoarele deja. Dar nu-i nimic, voi lipi diodele rapide în felul acesta. Să continuăm cu așezarea tranzistorilor bipolare. BC547 și respectiv un BC557. Deci o să avem grijă că unul este PNP. De această dată aș vrea să lipesc doar un singur terminal al fiecărui tranzistor în parte pentru a-i așeza cum trebuie. Au fost așezați decât. În realitate nu prea contează atât de mult, dar e vorba de partea estetică, da? În fine. Iar acum urmează să punem LED-urile. Avem grijă, ca de obicei, la anod și catod. Anodul, adică plusul, este întotdeauna notat. Însă avem și o tăietură în zona aceasta, acela reprezentând minusul, catodul. În cazul LED-urilor, lipim doar un singur terminal și apoi așezăm. În cazul meu, îmi este mai ușor pentru că am acest suport. În cazul vostru, lipiți un singur terminal așezat și apoi lipiți și pe al doilea. Dacă se atinge de celălalt pin, nu chiar nu-i problemă. Să punem condensatoarele electrolitice, avem grijă la plus și la minus. Cel de aici l-am pus de 15 microfarazi, puteam să pun de 10, dar efectul este mult mai plăcut la această valoare. Puteți să creșteți și mai mult, doar că mi se pare mie că 15 microfarazi e mai în regulă. Să punem și semireglabilul aici. O să lipim și conectorii bloc. Hai să cositorim fără el în zona asta. Ok. Iar acum ar trebui să intre.
În sfârșit, ultimele două lipituri, aici. Și aici. Iar acum să curățăm cu alcool izopropilic. În sfârșit, am lipit componentele pe PCB, pe cablaj. Să vedem și pe spate. Am încercat să curăț cu alcool izopropilic, dar mai mult de atât nu a reușit. Am atașat cablul audio, inclusiv și conductoarele pe alimentare. Să alimentăm la 12V. Iar acum o să testăm pe muzică. Ei, și cam acesta a fost testul. Cu ochi liber nu este prea luminos, numai dacă te uiți direct în LED-uri. Hai să facem și un alt test. Un ton de 160 de Hz. Hai să ne ducem către 1 Hz. 6 Hz. 5. 1 Hz. Aici se vede, practic, utilitatea acelui condensator, fiind în paralel cu rezistorul de 4,7 kΩ, în cazul nostru e de 2,7, că n-am avut de 4,7, îndeajuns de multe. Poate vă întrebați care ar fi un alt motiv pentru care am corectat acest cablaj, acest PCB. Ei bine, l-am refăcut deoarece aș vrea să reutilizez mai multe pentru un analizator de spectru, teoretic. Însă, pentru că eu încă nu mă pricep în a calcula un preamplificator, dat fiind faptul că în cazul meu o să am nevoie de unul exact invers cum este un mixer audio. Practic am nevoie de o intrare, probabil voi folosi un sumator și mai multe ieșiri, respectiv în funcție de câte frecvențe, de câte benzi am nevoie, de să spunem 32 de Hz, 63 de Hz și așa mai departe, în funkție până la aproape de 20 kHz, cu 10 benzi și așa mai departe. Deci să spunem că ar fi ca o idee, o intrare, sumator, că practic vreau să pun stereo să însumez pe intrare, și 10 ieșiri. Și aici s-a terminat clipul privind asamblarea unui kit cu vmetrul de față. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!